Cuvântul Domnului spune în felul următor. În ziua întâia săptămânii, femeile acestea și altele împreună cu ele au venit la mormânt dis de dimineață și au adus miresmele pe care le pregătiseră. Au găsit piatra răsturnată de pe mormânt, au intrat în lăuntru și n-au găsit trupul Domnului Isus. Fiindcă nu știau ce să creadă, iată că li s-au arătat doi bărbați îmbrăcați în haine strălucitoare. Îngrozite, femeile și-au plecat fețele la pământ, dar ei le-au zis, pentru ce căutați între cei morți pe cel ce este viu? Nu este aici, ci a înviat. Aduceți-vă aminte ce v-a spus pe când era încă în Galileea, când zicea că Fiul omului trebuie să fie dat în mâinile păcătoșilor, să fie răstignit și a treia zi să învieze. Și ele și-au adus aminte de cuvintele lui Isus. Amen. Suntem, cel puțin aici, în emisfera de vest, în atmosfera învierii glorioase din morți a Domnului nostru Iisus Hristos. Astăzi, în lumea creștină, duminica aceasta este considerată Duminica Tomii. Însă, pentru mine este Duminica lui Iisus. A ta și a mea, nu? Suntem, deci, în preajma sărbătorii Paștelor, în preajma învierii din morți a Domnului nostru Iisus Hristos. Atât de mult s-a vorbit despre acest subiect și, cum vă spuneam, și în ziua de Paște, prin harul Domnului vom intra în eternitate și nu vom epuiza subiectul acesta. Pentru că este subiectul care face posibilă mântuirea noastră, viața noastră eternă, este subiectul, frașesurilor, doamnelor și domnilor, care face posibilă înnoirea întregii creației. Dumnezeu va face toate lucrurile noi. Au fost bune și frumoase în ziua în care le-a creat Dumnezeu, însă ceva s-a produs în cosmos. Lucifer, unul din heruvimii, căpeteniile cerului, și-a pus în gând să fie ca Dumnezeu. Mândria aceasta a făcut ca Dumnezeu să-l detroneze din această poziție și să-l alunge din preajma lui. Și Lucifer, fiul zorilor, luceafărul strălucitor, a devenit Satana, opozantul, a devenit cel rău, cel urât. În mânia lui, că n-a putut să detroneze pe Dumnezeu, a mobilizat o hoardă de îngeri, a treia parte din stelele cerului, cu care apoi este foarte posibil a devastat întreg cosmosul. A devastat întreg cosmosul. Și pământul, aici unde a fost scaunul lui de domnie, ca să coordoneze închinarea din cer, așa cum spune Ezechiel 28, și pământul acesta, cum vă spuneam în alte ocazii, era o grădină minerală, totul era diamante, pietre scumpe, aur și peste capacitatea minții umane de a pricepe și de a-și imagina frumusețea, totul a fost devastat, pământul a devenit acoperit cu ape, pustiu și gol. A trebuit să vină Fiul lui Dumnezeu, să se întrupeze, să trăiască o viață fără de păcat, să moară în locul nostru, făcându-se păcat pentru noi, pentru că știm foarte bine din cuvântul lui Dumnezeu, plata păcatului este moartea. Dar în Iisus nu s-a găsit păcat. Chiar Iuda, cel care l-a vândut, a spus, am vândut sânge nevinovat. Chiar Pilat, cel care l-a judecat, a spus, nu găsesc nicio vină în omul acesta. Chiar apostolii din jurul lui, cum spune apostolul Petru, mielul fără de cusur al lui Dumnezeu. Sau cum va spune apostolul Pavel mai târziu, el n-a făcut niciun păcat, dar s-a făcut păcat pentru noi. Deci a venit Iisus Hristos, a trăit o viață fără de păcat, și-a luat păcatul asupra lui ca să poată să moară. A murit în locul nostru și a înviat din morți, datorită acestei mari lucrări în univers, în cosmos.
Eternitatea ta și a mea este posibilă și înnoirea tuturor lucrurilor este posibilă. Dumnezeu va face o creație nouă. Dar vrem să vorbim din nou și iarăși, iarăși, iarăși despre învierea Lui. Și în dimineața aceasta, aici în Biserica Emanuel și pretutindeni unde cuvântul Domnului merge pe calea undelor, mesajul meu se va intitula Înviat după cum ne-a spus. Înviat după cum ne-a spus. Ați văzut ce au spus acești doi bărbați, acești îngeri, despre care am încercat să explic săptămâna trecută. Îngrozite femeile și-au plecat fețele la pământ, dar ei le-au zis, pentru ce căutați între cei morți pe cel ce este viu? Nu este aici, ci a înviat. Aduceți-vă aminte ce v-a spus pe când era încă în Galileea. Toate lucrurile cu privire la Iisus Hristos s-au petrecut după cum El le-a spus. În vechime le-a spus prin profeți, El, Tatăl și Duhul Sfânt. Totul a fost prezentat la minut, totul a fost prezentat la virgulă, totul a fost prezentat la detaliu, pentru că Dumnezeu este Dumnezeul detaliului. Și în acest cuvânt, îmi place foarte mult cuvintele acestor doi îngeri, prezentați ca bărbați, tocmai așa se spune, a înviat după cum v-a spus. Nimic nu se va desfășura în univers în afara cuvântului lui Dumnezeu. Și dacă vrem să ne uităm la mesajul învierii, trei lucruri sunt învederate în pasajul de astăzi. Primul, dacă vrei să-L cunoști pe Iisus cel viu, primul lucru pe care trebuie să-L iei în considerare este acesta. Unde îl cauți pe Iisus? Unde îl cauți pe Iisus? Uitați-vă în versetul 5, partea finală. Pentru ce căutați între cei morți pe cel ce este viu? Deci dacă vrei să-L cunoști cu adevărat pe Domnul Iisus Hristos, această întrebare trebuie să ți-o adresezi și tu. Poate tu-L cunoști, dar de multe ori când treci prin necazuri, când treci prin încercări, ai îndoieli cu privire la El și este natural, este normal. Nu că ar trebui să fie așa, dar firea pământească reacționează în felul acesta, dar și Dumnezeu totuși ne înțelege. A intrat în îndoială Ioan Botezătorul, cel mai mare dintre profeți, care au trăit vreodată pe pământ. De ce cel mai mare? Nu că a făcut minunile cele mai multe sau are cărțile scrise. Nu are nicio carte scrisă, nicio profeție după care să ne reglementăm viața. Dar Ioan Botezătorul este singurul dintre profeți care a avut harul acela să identifice pe omul Iisus Hristos ca fiul de Dumnezeu. Și a zis, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii. N-a avut nimeni harul acesta. Și când Ioan l-a văzut, l-a cunoscut. Când ucenicii lui au venit la el și au spus, Învățătorule, acela pe care tu l-ai botezat face mai mulți ucenici decât tine. Și au încercat să-i instige gelozie în el. Ioan a fost acela care a spus, eu trebuie să mă micșorez și el să crească. Dar același Ioan, care demonstrează o credință atât de profundă, o revelație atât de mare din partea lui Dumnezeu, încât îl identifică pe Iisus ca Fiul lui Dumnezeu, deși era verișor cu el, și n-a fost simplu să spui lucrul acesta despre verișorul tău, ăsta este Dumnezeu, Ioan intră în îndoială. Și de multe ori se întâmplă și cu noi, în împrejurările și încercările vieții, să intrăm în îndoială. Dar Dumnezeu ne ridică de acolo. Însă astăzi, ca și în ziua învierii din morța Domnului nostru Iisus Hristos, întrebarea rămâne aceeași. Unde îl cauți pe Iisus? Căci El totuși este viu. Chiar dacă mă îndoiesc eu sau chiar dacă te îndoiești tu, Iisus Hristos este viu. Unde îl cauți? De ce îl cauți printre cei morți? Uitați de ce au dificultate oamenii să nu înțeleagă învierea Lui. Îl caută lângă Mahomet. Îl caută lângă Buddha. Îl caută lângă Confucius. Îl caută lângă lideri religioși. Nu acolo este Iisus Hristos. Aceștia sunt niște morți. Și morți au rămas. Și morți vor rămâne. Au avut influența lor și puterea lor, se vede și în societatea contemporană, dar ei sunt morți. Ei sunt morți. Singurul care este viu este Iisus Hristos. El nu trebuie căutat acolo. Nu-L poți căuta pe Iisus ca să-L cunoști și să înțelegi învierea printre cei morți, printre lideri religioși. Nu-L poți căuta în lumea științifică.
Majoritatea programelor pe care le-ați văzut în aceste zile, în preajma acestor sărbători, pe National Geographic, pe Discovery Channel, pe History Channel, pe Learning Channel, se transmit și în România, pentru că programele acestea sunt internaționale acum și sunt preluate de televiziunile naționale din toate țările. Majoritatea programelor pe care le-ați văzut sunt aceste încercări științifice de a explica moartea și învierea lui Iisus Hristos, nu a Domnului Iisus Hristos, lui Iisus Hristos. Încercări științifice. Și până să ajungă la explicarea lor științifică, vin cu explicații naturale. De exemplu, spun, rugul a prins. Rugul a prins. Păi da, suntem în Orientul Mijlociu și Orientul Mijlociu plutește și astăzi pe o mare de petrol, nu? Și atunci vă faceți probleme cu rugul aprins. Rugul aprins, uitați ce s-a întâmplat. Moise, când s-a dus acolo în pustie, a nimerit peste o pungă de gaz natural. Și în căldura aceea, din pustiu, că este căldură, nu? Ca și la noi în California, în căldura aceea, este foarte simplu. Undeva un cuarț, o bucată de cuarț, a fost mai puternic în raza soarelui, din bucata aceea de cuarț, este explicație științifică, nu? S-a emis o rază de soare, că cuarțul ca și oglinda strălucește, emite rază de soare, a fost așa de fierbinte că a prins gazul. Și nu s-a mai stins. Dar pentru o minte îngustă ca și a lui Moise, aceasta a fost minune dumnezeiască. Este mintea lor îngustă. Este mintea lor subțire. Este o încercare de a dezbrăca Sfânta Scriptură, de a dezbrăca pe Domnul Iisus Hristos de divin. Într-o zi, toți acești savanți făcuți ca în România, în armată, pe vremea răposatului, toți generali erau făcuți în fața rastelului, se zicea în România, în fața dulapului. Într-o zi, toți acești savanți se vor întâlni cu acela pe care au vrut să-l nege. Știți ce spune cuvântul Domnului? Zice, atunci va fi uimirea lor. Atunci va fi uimirea lor. Dacă îl cauți printre lideri religioși care-s morți, dacă îl cauți printre savanți care se cred că au în mână toată explicația științifică, dacă îl cauți pe Domnul nostru Iisus Hristos în teologia liberală, în teologia liberală, și ce spune această teologie liberală? Iisus Hristos, da, a fost un mare lider. Iisus Hristos, da, a existat. Sunt documente care vorbesc despre el. Și Iosif Flavius vorbește despre el. A fost divin? Nu. A făcut minuni? Nu. Totul este dezbrăcat, încă este o expresie în teologie. Demitologizarea Scripturii, demitologizarea Evangheliei, demitologizarea minunilor. Pentru că în gândirea acestor teologi liberali, minunile lui Dumnezeu sunt mitologie. Le aduc aminte acestor teologi liberali, pentru că sunt mulți care ne ascultă, să știți. În cuvântul din care eu predic și din care colegii mei păstori predică, scrie două lucruri de care trebuie să avem mare grijă. A zis așa, păziți-vă de învățătorii mincinoși și de prorocii mincinoși. Învățători mincinoși și proroci mincinoși. Teologia liberală nu ne spune, este moartă, nu poate să pătrundă tainele lui Dumnezeu. De aceea, de exemplu, Dominic Crosson, acest PhD, nu? Doctor în teologie, fondatorul așa zisului Jesus Seminar, 70 de teologi, sunt mai mulți acum, dar aceștia au fost baza care a început. A spus, da, Iisus Hristos, n-a înviat Iisus Hristos. Nu a înviat. Vă aduc aminte ce spunea tocmai revista Time cu 2-3 ani în urmă, citându-l pe Dominic Crosson, în preazma Paștelor, pentru că atacurile împotriva Domnului Iisus Hristos, nu? În această direcție, tocmai atunci sunt. A înviat Iisus Hristos? Nu! A fost răstignit? Da, este posibil că a fost răstignit. Și ce s-a întâmplat cu el? Ce s-a întâmplat cu el? Păi, după ce a fost răstignit, s-au dus ucenicii să-l fure ca să creeze mitul că a înviat din morți. Dacă liderii religioși iudaici au putut să mituiască pe Pilat și armata, și ucenicii lui au putut să facă același lucru. Au mituit soldații care l-au păzit. Dar soldații au zis, luăm banii de la voi și după aceea s-au făcut că fug după ei. Dar ucenicii s-au speriat, spune Dominic Crosson. Și fugind au scăpat trupul lui Iisus care era mort. Și au fugit să nu fie prinși. Erau plini de câini vagabonzi în Palestina și câinii aceștia vagabonzi au venit flămânzi și au mâncat trupul lui Iisus.
Parcă mi-este greu să spun lucrurile acestea. Celor ca Dominic Rosson le aduc aminte cuvântul Domnului Iisus Hristos care a spus: unde vermele vostru nu moare, nu l-au mâncat câinii pe Iisus, o să vă mănânce vermii pe voi. Dacă nu vă pocăiți. Dacă nu vă pocăiți. Întrebarea a rămas aceasta: unde îl cauți pe Iisus? De ce îl cauți printre cei morți? Știți unde trebuiește căutat? Știți ce spun acești doi bărbați? Aduceți-vă aminte de ce v-a spus el. Caută-l în cuvânt! Caută-l în cuvânt! Nu-l căuta printre cei morți, caută-l în cuvântul lui. Versetul 6 din Luca 24. De ce? De ce trebuiește căutat în cuvânt? Pentru că, dragii mei, frașesurilor, doamnelor și domnilor, nu există pe pământ, ține minte, notează lucrul acesta, mai ales aceia dintre dumneavoastră care vă uitați la internet sau prietenii care sunteți cu noi în această dimineață aici în Biserica Emanuel și aveți această teorie, credință din moș strămoș. Uitați-o că e falsă. Singurul lucru care produce credința adevărată este cuvântul lui Dumnezeu. Roman 10 cu 17 spune Sfântul Apostol Pavel: dacă tot credeți în sfinți. Astfel, dar credința vine în urma auzirii cuvântului. Dacă n-ai deschis cartea aceasta, dacă n-a deschis-o nimeni pentru tine, dacă n-ai citit în cartea aceasta, dă-mi voie să spun, credința ta e de paie, este falsă. Este ca acestor savanți și teologi liberali și lideri religioși. Însă când te întâlnești cu cuvântul lui Dumnezeu, acest cuvânt al lui Dumnezeu, spune autorul cărții către evrei, epistolei către evrei, 4 cu 12, și cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător. Are puterea să-ți modeleze conștiința, nu să te manipuleze, să o modeleze. Are putere de influență divină asupra ta. Are putere de transformarea ta. Are putere de înnoirea ta. Acest cuvânt aduce credința aceea care nu înșală. Este credința într-un Dumnezeu adevărat, într-un Iisus Hristos care a trăit ca noi, dar fără de păcat, care a murit în locul nostru, dar care astăzi este viu în vecii vecilor. Unde-l cauți? Aceasta este întrebarea. Unde-l cauți? A doua întrebare, ca să-l cunoști și să vezi că a înviat după cum a spus, a doua întrebare este aceasta: cu cine te consulți? Cu cine te consulți? Uitați-vă la versetele 4 și 5 din nou. Fiindcă nu știau ce să creadă, iată că li s-au arătat doi bărbați îmbrăcați în haine strălucitoare. Îngrozite, femeile s-au plecat și au plecat fețele la pământ, dar ei le-au zis: pentru ce căutați între cei morți pe cel ce este viu? Deci a doua întrebare este aceasta: cu cine te consulți în acest subiect? Femeile acestea, prima dată, s-au consultat cu rațiunea lor. Observați ce spune cuvântul Domnului: fiindcă nu știau ce să creadă. S-au consultat cu priceperea lor. S-au consultat cu inteligența lor. Și în momentul acela era ca și acestor doi prieteni, a căror poveste o știți, știți? Stăteau de vorbă, doi prieteni la oaltă și unul zice către celălalt: și măi, rău să fii fraier. Celălalt îi răspunde: ce mie îmi spui? Cu cine te consulți? Îngrozite femeile nu știau ce să creadă. Și-au pus tot felul de întrebări aici în minte și-au adresat. Și-au pus logica, rațiunea, cunoașterea. De vedeți, noastră, logica noastră, rațiunea noastră, este așa cum este, nu? De multe ori nu pricepem lucruri mărunte. De multe ori nu pricepem lucruri care altă dată ne determină să râdem, să zâmbim. Dom'le, cum am putut să fiu atât de nepriceput? Logica noastră, rațiunea noastră, este afectată de păcat. De ce? Este subțire de multe ori. Este subțire de multe ori. De ce femeile n-au putut să priceapă? De aceea tu, de aceea eu nu pot să pricep multe lucruri.
Cum vă spuneam în alte ocazii, pricepem toate lucrurile? Nu le pricepem toate lucrurile. Cele mai multe nu le pricepem. De aceea în cuvântul Domnului trebuie să credem. Trebuie să credem. S-au consultat cu logica lor, alții cu rațiunea lor, alții se consultă cu mulțimea. Se consultă cu mulțimea. Și hai să vă dau, de exemplu, apostol, Sfântul Apostol Pavel spune în 2 Corinteni 2 cu 17. Este un cuvânt care pe mine mă întristează foarte mult, fiind lucrător al Dumnezeu. Și apostol Pavel spune următorul lucru și am să vi-l justific, raportat la moartea și învierea Domnului Iisus Hristos și uitați-vă în jurul dumneavoastră. Apostolul Pavel spune așa, noi nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu, cum fac? Cei mai mulți. Este breasla mea, predicatorul, păstorul, lucrătorul creștin. Și în breasla aceasta, în slujba aceasta, cei mai mulți strică cuvântul. Rușinos. Pentru că predică pe placul oamenilor, predică pe gustul oamenilor, predică să fie populari. Și atunci strică adevărul, strică cuvântul lui Dumnezeu. Dacă te iai după mulțime, te înșeli. De cele mai multe ori te înșeli. Uitați o mulțime, este o mulțime de soldați care l-au răstignit pe Domnul Iisus Hristos. Haideți imaginar să ne ducem în mijlocul lor. Nu știu câți au fost, poate un pluton a fost. 8, 10, 12. Dar ești o mulțime față de mine singur, față de tine singur, nu? Și te duci la această mulțime, la acest pluton roman. Și ziceți, bă, ce ziceți voi? A înviat Iisus Hristos din morți? Înviat din morți? Păi noi am bătut cuie în palmă. Ce întrebare e aia? Noi l-am lovit cu sulița în coastă, în inimă. Cum să învieze din morți? Noi am jucat zaruri pe cămașa lui, că era frumoasă. Uite aici. Bă, că învia din morți, trebuie să îmbrăca. Dar e la noi cămașa. Nu? Este logica mulțimii. Este logica mulțimii. Dacă te duci în lumea religioasă, același lucru. Da, Iisus Hristos, sigur, a fost un om ca și liderul nostru, da. Dar uitați-vă la unul singur. Este comandantul plutonului de execuție. Este sutașul. Este centurionul. Ce spui despre Iisus Hristos? Am executat mulți evrei, am executat mulți din multe neamuri, mâna de fer a Romei a fost nemiloasă, necruțătoare. Când i-am pus pe cruce, după ce i-am bătut și i-am zdrobit, când am bătut cuie în mâinile lor, când am bătut cuie în picioarele lor, când le-am smuls barba și când le-am bazocorit și am râs de ei, pentru că moartea pe noi nu ne mai impresionează. Suntem mașini de omorât. Dacă i-ați fi văzut cum se zvârcoleau, dacă i-ați fi văzut cum plângeau, dacă i-ați fi văzut ce grimeze, ce spasme aveau, dacă i-ați fi auzit cum blestemau, dacă i-ați fi văzut cum ne scuipau, dacă ați fi văzut cum țipau de acolo de pe cruce, cum blestemau Roma, cum blestemau Senatul, mă blestemau pe mine, blestemau soldații care erau cu mine. L-am pus pe acesta pe cruce. Ca un mil. N-a zis nimic. Și apoi când l-am lovit, a zis, Tată, iartă că ăștia nu știu ce fac. Cât sunt eu de dur, a trebuit să-mi pun mâna pe piept și pe inimă și să spun, cu adevărat, acesta este Fiul lui Dumnezeu. Cu cine te consulți?
Puneți logica altfel în rânduială. Puneți gândirea altfel în rânduială. Și vei vedea că Iisus este viu. Este viu. Este viu. Deci unde îl cauți? Cu cine te consulți? Și apoi, în al treilea rând, unde privești? Unde privești? Versetul 6. Nu este aici, ci a înviat. Unde te uiți? În mormânt? În mormânt te uiți? Unde privești ca să-L vezi pe Iisus Hristos? Printre morți? Dacă privești în mormânt, mormântul e gol. Mormântul lui este gol. Dacă privești printre cei morți, n-ai să-l găsești. Privești în sus. Privești în jurul tău și vezi ce se întâmplă. Încearcă să explici biserica dacă poți. O armată întreagă s-a ridicat împotriva acestei biserici. 2000 de ani să o îngenuncheze, 2000 de ani să o desfințeze. Unde privești? Privește la Israel. De 4000 de ani se încearcă exterminarea acestui popor. Și astăzi un președinte nebun al Iranului ca și Mahmoud Ahmadinejad, haide să-l nimicim pe Israel, zionismul să dispară. Uitați-vă la lumea musulmană fanatică, fascistă, așa cum spune Psalmul 83, versetul 4 și 11. Se adună la oaltă toate corturile lui Esau și spun, haide să-l nimicim, să-l aruncăm în mare, să nu se mai vorbească despre el. Haide să punem mâna pe corturile, pe casele lui Dumnezeu. Uită-te în jur și uită-te că Dumnezeu e viu. De ce crezi că stă în picioare Israel? De ce stă biserica în picioare? Unde privești? Dacă te uiți la morți, vei mirosi a mort într-o zi. Dar uită-te la cei vii și vei intra în tabăra lui Dumnezeu, în împărăția lui. Te vei bucura de bunătatea lui și vei vedea că puterea celui ce l-a înviat pe Iisus Hristos din morți, care este puterea Duhului Sfânt, este puterea Tatălui și este puterea lui Iisus personală, această putere va intra și în tine. Și atunci te vei trezi și mă voi trezi că voi zice ca și profetul Isaia, în aceste cuvinte memorabile, din 26:9, Isaia 26:9, puneți pe screen dacă îl găsiți. Sufletul meu te dorește noaptea și Duhul meu te caută unde? În lăuntrul meu. Sufletul meu te dorește noaptea și Duhul meu te caută în lăuntrul meu. Iisus este aici în inima mea. Am întrebat ieri pe nepoțica noastră, pe Arlet, unde ți-e nemuța? Și mi-a arătat că e aici. Și a zis, de ce ai acolo în ea? Domnul Iisus. Unde îl cauți? Aici trebuie să fie Iisus, în lăuntrul tău, în Duhul tău. Și dacă este acolo, tu ești viu, atunci și Iisus este viu, nu? Pentru că El nu este printre cei morți, El este printre cei vii. Pentru cei ce au îndoială, pentru cei ce își fac probleme, cuvântul Domnului de astăzi este acesta. A înviat după cum ne-a spus. Trebuie să-L crezi pe cuvânt pe Iisus Hristos. A înviat după cum ne-a spus. Și în construcția acestui pasaj lucan din Luca, aceste trei întrebări trebuie să ți le adresezi. Unde-L cauți pe Iisus? Unde-L cauți? Și pentru că spune a înviat după cum a spus, recomandarea lui Iisus Hristos este caută-L în cuvânt. Atunci se va naște în tine credință. Cu cine te consulți?
Dacă te consulți ca și femeile din ziua, din dimineața aceea când s-au dus la mormânt, numai cu logica ta, cu rațiunea ta, aș vrea să spun, fără să te ofensezi, pentru că și eu sunt ca tine, este prea mică logica ta și a mea, este prea mică rațiunea noastră. Cu toate acestea, Dumnezeu se coboară în înțelegerea ta și în înțelegerea mea. Se coboară acolo pentru că vrea să sfințească priceperea și vrea să sfințească înțelegerea. Și apoi, cea de-a treia întrebare în construcția aceasta lucană este, unde privești? Unde privești? Numai în mormânt? Numai printre cei morți? Dacă privești la Israel, dacă privești la biserică, dacă privești la cei ce trec prin încercări teribile, teribile, în care te poți lăsa de credință în momentul următor, dar când te uiți la ei și l-auzi ca și pe Habacuc, chiar dacă smochinul și vița nu-și mai dau rodul, chiar dacă boii din grajd sunt luați de vrăjmași, chiar dacă grâul de pe câmp este ars, chiar dacă tu nu-mi răspunzi la durerea mea și la rugăciunea mea, Doamne Dumnezeule, totuși Tu ești bucuria mea. De ce? Ca și profetul Isaia s-a uitat în Duhul lui, s-a uitat în lăuntrul lui și a văzut acolo că Dumnezeu trăiește. Este El viu în tine? Este El viu în casa ta? Este El viu și umblă cu tine? Al meu este viu. Mă rog Domnului să fie și Iisus al tău. Și Dumnezeu să te binecuvânteze. Amin.